la urne nu se vor prezenta jumătate plus 1 din cei aflați pe listele de alegători? Eu nu fac niciun secret din faptul că, din punctul meu de vedere, care este punctul de vedere nu al președintelui interimar, ci al cetățeanului, Crin Antonescu, conținutul și formula ordonanței de urgență a guvernului Ponta, și anume că rezultatul acestui referendum este dat de votul majorității celor care se prezintă, este unul corect. Mie mi se pare că este corect și de altfel știm, nu ni se pare, că este și unul constituțional. Știm asta dintr-o decizie a Curții Constituționale, pe o formulă similară, cuvânt cu cuvânt, decizia Curții Constituționale dată în anul 2007 și care este în vigoare până astăzi. Acesta este punctul meu de vedere personal. Dincolo de asta, promulgarea sau retrimiterea la Parlament a acestui proiect de lege avizat azi de curte este o chestiune asupra căreia, repet, după toată consultarea întregii documentații, mă voi pronunța foarte repede. Cert este că în acest moment suntem în situația în care o lege stă la promulgare și ea este constituțională, o ordonanță este în vigoare și face efecte, având și ea un conținut declarat în 2007 constituțional. Lucrurile acestea nu sunt contradictorii, nu se contrazic. Și o variantă și alta sunt constituționale. Andreea Țupan, Antena 3, în contextul reacțiilor de pe plan extern, care a fost mesajul ambasadorului Statelor Unite, Mark Gitenstein, de astăzi de la Palatul Cotroceni? Și dacă îmi permiteți, în afară de întâlnirea de mâine cu reprezentanții diplomatici, mai aveți în vedere și alte acțiuni pentru a îmbunătăți imaginea României pe plan internațional? Da. Nu aș vrea să dau mai multe detalii despre întâlnirea cu ambasadorul Statelor Unite, nu pentru că s-ar fi discutat ceva secret sau ceva special, ci pentru că a fost o întâlnire într-un regim, să-i spunem așa, informal, și am convenit acest lucru. Probabil însă că ați remarcat și dumneavoastră, dacă nu vă confirm, că ambasadorul Statelor Unite ale Americii nu a fost dintre cei care, așa cum s-a întâmplat chiar cu reprezentanții oficiali ai unor state din Uniunea Europeană, s-au speriat sau au făcut confuzii. Ambasadorul Statelor Unite, care cunoaște bine și Constituția României și realitatea politică românească și ce s-a întâmplat în România, a înțeles că nu suntem nici în fața unei lovituri de stat, ca să citez din declarația Berante, nici în fața suspendării statului de drept, ca să citez declarații și mai aberante, ci pur și simplu și-a exprimat preocuparea, asta a spus și la 4 iulie și într-o declarație anterioară, pentru ca toate procedurile pe care un asemenea conflict politic le prilejuiește să se desfășoare în termeni constituționali. Evident, acest lucru a fost confirmat și de curte și evident că ambasadorul a luat act de aceste lucruri. Aveți în vedere și alte acțiuni pentru... Agenda, din discuția pe care am avut-o azi dimineață cu domnul președinte Băsescu, am înțeles că agenda pe aceste 20 de zile care ne despart de referendum nu cuprindea nicio întâlnire la nivelul președintelui, întâlnire cu parteneri externi, și ca atare nu avem în sensul acesta obligații de agenda. Sigur că în limita posibilităților consider o prioritate a acestui mandat interimar contacte cât mai diverse și cu oameni de la responsabili politici până la oameni de presă din Occident și din zonele care sunt interesate de ce se întâmplă în România, pentru a risipi confuzii și pentru a transmite acest mesaj foarte ferm pe care l-am transmis și în seara asta. Bună seara, Diana Ster la Prima TV. Domnule președinte, o precizare. Dacă vă mențineți declarațiile potrivit cărora conducerile DNA și a parchetului general se impun a fi schimbate, și în acest context, dacă ministrul Corlățean vă va propune revocarea din funcția doamnei Căveș și o veți aproba, fiind parte din atribuțiile dumneavoastră ca președinte interimar. Mulțumesc. Sunt declarații făcute într-o altă calitate decât aceasta și există, sper că nu vă scapă, sensuri și nuanțe diferite. În calitate de președinte interimar și pentru perioada acestui interimat, pot să vă spun că este exclusă orice schimbare
la vârful acestor instituții. Asta o spun încă o dată, fără să contrazic opinii exprimate ca om politic, nu președinte interimar, cu alte prilejuri și chiar recent. Dar o spun pentru că, subliniez din nou, socotesc calitatea de președinte interimar a avea o legitimitate și o forță politică întru totul diferită de aceea de președinte ales. Cred că pentru noi și pentru perioada acestui interimat este esențial să lăsăm instituțiile în funcționarea lor actuală și să asigurăm această stabilitate, chiar dacă putem să exprimăm și avem motive să exprimăm nemulțumire față de funcționarea uneia sau alteia. Precizare, vă rog, ca să risipim speculațiile, este vorba despre grațierea domnului Adrian Năstase. Nu grațiez pe nimeni în cursul acestui mandat interimar. Și de altfel, dacă e vorba de grațieri, nu înțeleg de ce nu se pune pentru oamenii care au această preocupare și problema altor posibile grațieri. Nu. Deci, încă o dată, o spun foarte clar și cu speranța că risipesc totul în privința asta, în calitate de președinte interimar, nu intenționez să grațiez pe nimeni. Pentru că grațierea este un act care presupune acea deplină legitimitate despre care vorbeam înainte. Bună seara, domnule președinte. Cristina Caliu, B1 TV. Bună seara. Spuneați vineri că veți fi un președinte discret. Ați avut astăzi... Iertați-mă, nu spuneați vineri că veți fi un președinte discret. Da. Astăzi ați avut un președinte interimar discret. Un președinte interimar discret. E foarte important. În calitate de președinte interimar. Ați avut astăzi o serie de întâlniri. Da. Aș vrea să vă întreb de unde această schimbare de atitudine, pentru că după întâlnirile de astăzi păreți mai degrabă un președinte foarte implicat. Și dacă îmi permiteți încă o întrebare, s-a zvonit că mâine veți merge la ședința de guvern, dacă este adevărat. Și dacă este adevărat și veți merge și veți prezida această ședință, ce teme veți aborda acolo? În legătură cu prima chestiune, discret nu neagă implicat. Am făcut aceste întâlniri astăzi și voi face și alte întâlniri în zilele următoare, pentru că socotesc că este de datoria cuiva care exercită, fie și temporar, fie și pentru câteva zile, prerogativele și deci își asumă obligațiile funcției prezidențiale, să facă din această postură și 10 minute dacă stă, ceea ce este necesar pentru țara al cărei președinte este. Cred că și întâlnirea cu primul ministru, și întâlnirea cu ambasadorul Statelor Unite, și întâlnirea cu guvernatorul, fac parte din aceste obligații și din aceste urgențe, așa cum le-am resimțit eu. Nu văd nimic care să contrazică aici calitatea de președinte discret pe care eu am descris-o. În legătură cu participarea la ședința de guvern, nu voi participa la ședința de guvern de mâine. Dacă aș fi participat, aș fi făcut-o și când voi participa, dacă voi participa în această perioadă la vreo ședință de guvern, o voi face dacă vor exista subiecte exact acelea care sunt prevăzute în Constituție ca făcând și interesul instituției prezidențiale. Dar nu particip și ca atare n-are rost să dezvoltăm. Dacă îmi permiteți o precizare. Și nici n-am avut această intenție. A apărut o știre la un moment dat care n-a pornit din niciun fel de intenție de-a mea. Dacă îmi permiteți o precizare, ce înțelegeți atunci prin președinte discret? Permiteți-mi să dau răspunsuri cât mai exacte la întrebări cât mai exacte. E un mic eseu ce-mi cereți și vi-l promit pentru altă dată. Mulțumesc, o seară bună!